În această dimineață ascultăm cuvântul lui Dumnezeu din Judecători, din capitolul 13, doar două versete, versetul 24 și versetul 25. Așadar, Judecători, capitolul 13, versetul 24 și 25, unde cuvântul lui Dumnezeu spune în felul următor. Femeia a născut un fiu și a pus numele Samson. Copilul a crescut și Domnul a binecuvântat. Și Duhul Domnului a început să-l miște la Mahamedan, între Tsorea și Eștaol. Amin. Vă rog să vă reașezați. Dragilor, vreau să vă spun că am fost binecuvântat și eu și dumneavoastră, cred, în momentele în care tocmai am cântat și declarasem Domnului că El este singura noastră comoară. Pentru că, în realitate, vreau să vă spun că Dumnezeu este Cel care face lucruri deosebite în viața noastră și vrea să ne facă niște prinți care să moștenească veșnicia. Iar noi, pentru că ne dorim pământul uneori mai tare, ajungem în loc de prinți să fim niște cerșetori. De aceea, dragilor, în această zi doresc din toată inima ca Domnul Dumnezeu din cer să ne ajute să ne ridicăm sufletele în prezența Lui. Citeam undeva recent că și în America de Nord sunt ciori și sunt și vulturi mari. Iar acești corbi, ca să nu le mai zic așa, că poate e supărător, deși tot una este sau aproape tot același lucru este, acești corbi, vreau să vă spun că își permit să creadă că pot ataca un vultur din ăsta imens. Sar deasupra lui în timpul zborului și înfing iarele și se bazează pe ciocul lor tare și bătrân, știți că ele trăiesc mult. Interesant este că vulturul nu prezintă nicio stresare, nu se consumă pentru absolut nimic, doar se înalță mai sus. Doar se înalță mai sus și mai sus. Iar la o anumită înălțime, corbul nu mai poate rezista și pică singur jos. Se autodistruge. Aveți oameni care nu vă plac? Aveți oameni care vă vorbesc de rău? Aveți oameni care vă împung de fiecare dată, care vă fură intelectual pe nu știu unde, pe la lucru? Oameni care vi se pare că parvin? Poate vreunul care e, nu știu, bețiv pe la locul de muncă și tocmai el prinde promovarea și tu nu? Vrei să scapi de ei? Vrei să scapi de ei? Să știți că sunt oameni care își doresc o pușcă. Eu am auzit care spun, dacă aș avea un pistol, nu știu dacă aș lăsa 20 de oameni în lumea asta. Și ceea ce e urât este că în biserică, greu să, și mie mi-a fost greu să aud treaba asta, dar am auzit-o. Nu-i vorba de, nu vă dau o pușcă, nu vă dau o grenadă, nu, vă dau o soluție, faceți ca și vulturul, urcați-vă în prezența lui Dumnezeu. Și uite, îți promit că nu mâine, nu poimâine, nu peste o săptămână, acum, instantaneu, ai scăpat de ei. Că nu poți să umbli cu ciorovăiel și cu lucruri din astea, cu ranchiuni, să stai în prezența lui, nu se poate. Că nici ei nu rezistă, înțelegeți? Dacă vrei să fii liber de toate lucrurile astea, înalță sufletul în prezența lui Dumnezeu. Numai atunci ești mofturos, ranchiunos, nemulțumit, când nu trăiești acolo pe înălții. Jos vedem ce-i. Suntem prea obișnuiți aici. Am putea garanta că suntem mai obișnuiți cu lipsa prezenței lui Dumnezeu decât cu Duhul Sfânt. Nu vreau să fiu răutocesc, nu vorbesc la nivel de biserică, la modul general, la ceea ce este acum în biserică, în lume. De aceea, mulțumim totuși lui Dumnezeu că în dimineața aceasta așa am simțit de prima dată de când am venit aici la Amvon, că Domnul este prezent și că este la lucru. Slăvit să-i fie numele! Iubiții Domnului, cele două versete din această dimineață ne vorbesc despre Samson, care la un moment dat a fost mișcat de puterea lui Dumnezeu. Dar vreau să vă întreb, din istoria pe care o cunoașteți dumneavoastră despre Samson, omul acesta a fost mișcat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu întotdeauna?
A avut el o relație corectă cu Dumnezeu. Da, la teribilisme niciunul nu-l întrece. El și-a folosit puterea pe care i-a dat-o Dumnezeu pentru cauze proprii. Nu i-a cerut Dumnezeu niciodată, bă, smulge porțile alea și pune-le într-un mod sfidător, uite acolo pe vârful unui munte. Astea sunt teribilisme pe care Dumnezeu nu ni le cere niciodată. Și de multe ori, să știți, și noi facem teribilisme din astea, ne băgăm unde nu trebuie. Op, îl vezi pe unul, are atâtea curat să bagă și acolo unde sunt duhuri necurate. Știi, alții sunt mai rezervați, alții sunt cu postul, cu rugăciunea, cu precauția. Trebuie, că sunt lucruri pe care ni le dă Dumnezeu tot nou, slujitorilor și bisericii. Unde trebuie să lucrăm, deși poate nu ne face plăcere să fim acolo. Dar unii n-au nicio măsură, să avântă peste tot și astea sunt teribilisme. Și oamenii care se țin de teribilisme n-ajung unde trebuie niciodată. Iubiții Domnului, mă uit și văd așa în rusalile, dacă pot să spun, a lui Samson, pentru că vreau să vorbesc așa, având în vedere că perioada aceasta până la înălțare și chiar după înălțare este o perioadă în care ucenicii erau lăsați de Domnul într-un loc pentru a fi îmbrăcați, înveșmântați cu puterea Duhului Sfânt. Și asta trebuia să fie, dacă vreți, Samson în Vechiul Testament. Un om îmbrăcat în permanență în puterea Duhului Sfânt. Și înțeleg și eu, cum înțelege și dumneavoastră, că trebuie să fie unele diferențe, cum ar fi între stil și substanță. Ne uităm la Samson așa de departe și îl vedem, da, avea puterea. Era așa în topii, era cunoscut în Israel. Sigur că da. Mai era cineva ca el? Nu. Dar dacă ne uităm la el, ce iese mai în relief când ne uităm așa la el? Iese cumva substanța divină? Sau stilul lui? Nu vedeți că el a avut un stil mai aparte? Parcă avea el așa un fel de imunitate, uitând că este nazireu, uitând că are o chemare din partea lui Dumnezeu. Și de multe ori, dragilor, noi ne uităm după stilul altora și nu ținem cont de substanța care este Dumnezeu. Biblia ne trimite cu puterea pe care o avem și să facem ceva, că sunt unii oameni care nu încep să facă nimic de teamă că încă nu sunt exact după voia lui Dumnezeu. Niciodată nu o să fim tocmai după voia lui Dumnezeu. Dar am văzut oameni, dragilor, care s-au implicat în lucrarea lui Dumnezeu, că au predicat, că au cântat. Eu nu vreau în această zi să dezleg, să dau drumul spre o cale la păcat. Ziceți, pot păcătui și pot cânta. Nu, nici chiar așa. Vreau să vă spun însă oameni, am văzut oameni care totuși au mai avut slăbiciuni, dar n-au stat să aștepte câte 25 de ani până când se simt ei vrednici, nu? Au început să lucreze. Trebuie să vă spun că și eu de multe ori am fost ținut tocmai de serviciul acesta al Domnului. Cumva Dumnezeu ne ține, slavă Lui că totuși ne acceptă laudele și slujirea. Așa că, dragilor, cam asta înseamnă du-te cu puterea pe care o ai acum. Și ne uităm și vedem că între stil și substanță există o mare diferență. Apoi, dragii mei, între principiu și preferință există o mare diferență. Noi preferăm să ne vorbească Dumnezeu atunci, să ne vorbească Dumnezeu așa, să ne vorbească Dumnezeu prin nu știu cine. Și de multe ori mă cutremur, vorbesc poate la câte un moment dat din predica mea și din durerea mea sufletească. Prea multă durere mă face uneori să vorbesc. Am văzut oameni care vin la un moment dat la biserică, avem timp de rugăciune special. Și vine un proroc de ăla, nu le place. Știi că vorbește unuia pe care el nu-l place, arăt aici, dar nu știu, pot arăta în orice direcție. Este unul care nu-l place pe nu știu care din biserică. Și dacă prorocul îi vorbește ceva, dar îi vorbește nu cum ar vrea el, ci cum vrea Dumnezeu, atunci lui nu-i convine. Am văzut oameni care s-au dus acasă. El zice, de ce ai plecat? M-a venit ceva neamuri. Știți, eram la școală, nu vă spun unde, dar eram mai mare. Și eram la școală și erau oameni mari cu mine la școală și unul care la fiecare oră bubuia câte un patru. Tot nepregătit. Când a intrat acel profesor creștin la un moment dat la cursuri și când l-a văzut acolo în ușă, om așa, mai în vârstă decât mine, pace, tocmai trebuie să plec acasă că m-au venit niște neamuri.
ca să nu mai ia încă un patru. Cam așa suntem și noi uneori, dragilor. Dar dacă vine un alt proroc care ne vorbește, să vezi, deodată plângem. Păi cum e Dumnezeu? Mă doare sufletul. Mă doare sufletul, dragilor, când văd uneori că putem predica din Apocalipsa de numa. Și când ajungem în bancă și predică altul, facem altceva. Ne curățăm pe sub unghii, liniem. Da, în bisericile în care slujesc eu, banca e liniată așa cu unghia, știi? Frații au unghii puternice. Liniază acolo, liniază, nu știu ce, trece ceva de esență mai tare, să-i rupă unghia când face așa. Știi că predică ăla. Am văzut situații, dragii mei, când predică doi care au așa divergențe din astea teologice, să zic. Predică el, ăla nu se uită din bancă, așa stă tot programul acolo, caută ce, își face de lucru. Predică ălălaltul și acum e celălalt în sală, dormea. Nu pot să dorm eu, să arăt cum dormea el, dar dormea și cu gura deschisă, știi? Că dacă totuși e la distanță, s-ar putea ca de la amvon să nu se vadă că nu-l bagi în seamă, că nu te bagă în seamă, știi? Ok, dacă mai ai și ochii mici așa, și atunci o căscat și gura să vadă. Dorme, dorme. Până unde merge pocăința noastră, mă întreb uneori, unde-i Dumnezeu? Credem că ajungem undeva, dragilor? Nu vedeți că există diferență între principiu și preferință? Și de multe ori suntem oameni preferențiali. Eu prefer așa. Și atunci noi nu suntem ca și Samson. Dragilor, există o diferență, dacă vreți, între modul cum reacționăm noi la lucrarea Duhului Sfânt și cum se manifestă Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Numai să plângă unul mai tare în dimineața asta, să vezi cum toată lumea ne întoarcem încolo. Numai să înceapă unul să se șteargă la ochi în dimineața asta, în par. Ce știi? Ce necaz? Copilul, ce? Înțelegeți? Ne interesează. Nu mai putem. Suntem fierți dacă nu aflăm în duminica asta. Dar chiar în asta, de ce ștergea el lacrimi? Așa dacă le aflăm, de bucurie l-a cercetat Dumnezeu. O avut o vedenie la un moment dat, i s-a descoperit Dumnezeu în adunare. Aia nu, dacă era ceva necaz, asta nu ne duce bucurie, dacă era ceva necaz. Până unde merge pocăința noastră, iubiții Domnului? Știu, dragii mei, și am văzut că unii dintre noi avem tendința întotdeauna de a face din emoționalismul nostru insigna noastră pentru spiritualitate. N-ați văzut cum suntem și la mormântări? Mai, de ce Biblia ajunge zile necazul ei? Noi mai dăm niște lacrimogene acolo, că e vorba de noi. Deci când mai dăm niște lacrimogene, e vorba de mine ca predicator, știi? Să zic, wow, mă, o predicat, o plâns toată lumea. Nu-i vorba de sufletele care și așa sunt amărâte și le amărăsc mai tare. Și atunci mă gândesc, Doamne Dumnezeule, unde suntem noi și la cine ne gândim? Nu cumva suntem așa ca și Samson, niște oameni cu rusalii de jumătate, așa, jumătate de normă, ați auzit? Mai ne luăm ceva așa și cu jumătate de normă, și așa era Samson. Rusalile lui Samson, că despre ceva care seamănă cu rusalile, Duhul Domnului a început să-l miște între Țorea și Eștaol. Era un fel de rusale așa cu jumătate de măsură. Și vă întreb acum, îndemnat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Păi dumneavoastră, de câte ori vă mișcă Duhul Sfânt al lui Dumnezeu? Nu de câte ori într-o lună, nu de câte ori într-un an, de câte ori într-o zi. De câte ori într-o zi ne mișcă Duhul Sfânt al lui Dumnezeu? Că asta înseamnă să fii plin de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Domnul să ne umple, Domnul să toarne peste noi, pentru că numai trăind la înălțimea aia spirituală, în prezența lui Dumnezeu, scăpăm de toate astea alte. Nu numai de oameni, și de a noastră. Pentru că o zici cineva, cel mai mare, cred că Augustin parcă a zis, cel mai mare dușman al vieții mele sunt eu însumi. Noi suntem cei mai mari dușmani ai noștri. Dragilor, nu trebuie să compromitem moștenirea noastră penticostală. Penticostalismul pot fi și altor culte, nu numai a cultului penticostal, da? Eu vorbesc la modul general despre
penticostalism, nu despre religia penticostală. Nu trebuie să ne compromitem moștenirea noastră penticostală, pentru că penticostalismul nu a început cu începutul secolului 20 pe strada Azusa, ci acum 2000 de ani într-o cameră de sus. Și dacă vreți dumneavoastră, marea trimitere nu este neapărat prima însărcinare pe care Dumnezeu a dat-o bisericii. Prima însărcinare pe care a dat-o Dumnezeu bisericii a fost aceea de a rămâne la Ierusalim până va fi îmbrăcați cu putere. De ce? Pentru că Iisus Hristos a dorit să facă lucrarea lui Dumnezeu cu noi până când n-a vrut să facă lucrarea lui Dumnezeu cu noi până în momentul în care nu suntem înveșmântați, umpluți cu Duhul Sfânt. Sunteți de acord cu treaba asta? Așa a vrut Dumnezeu să lucreze. Și în Marcu, zice cuvântul lui Dumnezeu, în capitolul 16, cu versetul 17, iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede, în numele meu, vor scoate dragi, vor vorbi în limbi noi. Zice cuvântul lui Dumnezeu mai departe, vor lua mână șerbi, dacă vorbea ceva de moarte, nu vor fi vătămați, își vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor însănătoși. Unde-s toate astea? Mă întreb pe mine, unde-s toate astea? Știți cu alte cuvinte ce a vrut să zică Iisus Hristos? El a vrut să spună așa, să ne întrebe, unde îndrăzniți să vă duceți fără putere și fără semnele însoțitoare? De aceea succesele noastre sunt mici și uneori nu sunt, lipsesc, nu sunt deloc. Pentru că nu există semne însoțitoare. Pentru că despre Filip ne zice cuvântul lui Dumnezeu în cartea Faptele Apostolilor că toți luau aminte la cele spuse de Filip când au auzit. Noi nu mai auzim, dar zice Biblia ei și au văzut. Pentru că trăim o vreme în care generația actuală e sătulă de vorbe. Peste tot sunt numai canale de comunicare. Și ei ne cer și ne spun, nu ne mai vorbiți, arătați-ne. De aceea să ne rugăm, să începem să ne rugăm. Cred că o am făcut și până acum, dar să începem de acum să ne rugăm mai mult ca la Betania Domnul Dumnezeu să însoțească de fiecare dată Evanghelia cu semne și minuni, dar rugați-vă din toată inima. Și nu contează cine predică, chiar nu contează numele predicatorului. Spuneți doar așa, prin oricine însoțește de fiecare dată Evanghelia, Doamne, cu semne și minuni. Domnul Dumnezeu să lucreze. Știu că unele adunări au diluat misiunea inițială a Domnului nostru Iisus Hristos și când facem așa, săvârșim două păcate. În primul rând, pentru că părăsim izvorul apelor vii și apoi pentru că ne săpăm propriile noastre rezervoare, puțuri crăpate, zice cuvântul lui Dumnezeu, care nu țin apă. Dragilor, e adevărat că noi avem o candelă, un vas în care Dumnezeu pune puterea Duhului Sfânt și trebuie să fie plină candela. Totuși, noi nu suntem rezervoare, noi suntem niște conducte prin care Dumnezeu își trimite prospețimea divină. Noi suntem niște conducte. Apoi dacă ești ca și gazoductul lui Putin, ăla care e închis, nu știu, că s-a văzut pe numere, nu mai ajunge nu știu unde gazele. Așa și noi, dacă ținem tot închis acolo. Deci nu avem nevoie, dragilor, de niște cisterne în care să... Noi nu strângem un de lemn mult. Noi trebuie să rămânem... De-a zice Biblia, rugați-vă neîncetat. Pentru că noi nu suntem niște cisterne, noi suntem niște conducte prin care curge întotdeauna prezența lui Dumnezeu. Ați vrea să curgă? În timp ce predic eu, ce simțiți dumneavoastră? Că va curge? Sau că vă veți plictisi? Văd asta nu numai la mine, la fiecare predicator, credeți-mă, se cântă cântările, slavă lui Dumnezeu, foarte bine că le-ați ascultat și că sufletele dumneavoastră au fost înălțate. Dar observ, dragilor, că atunci când vine momentul de predicare, devenim deodată apatici. Suntem pe altundeva. Mai este și predica. Și să știți că și noi de aici, de la Amvon, simțim ce ne transmiteți dumneavoastră. Eu vă mărturisesc, dacă simt pe unul că se roagă altcumva lângă mine, altcumva predic în ziua aia. Dacă mă duc undeva și văd că oamenii altcumva cântă și îmi transmit ceva, gata. E cu totul altceva.
Fiți și dumneavoastră atenți că atunci când cineva vine aici să predice, numai așa, dacă e dezinteresat, stau cu ochii închiși, atunci nu văd nimic. Dar nouă ne transmiteți ceva. Nu vreau să vă spun că mi-ați transmis ceva rău, dar puteți întotdeauna, dragilor, să fiți mai deschiși, să înțelegeți că aici sunt oameni care poate că unii n-ar dori să predice în dimineața aia, dar poate că n-au... Asta le e slujba. Poate că nu ți-ar conveni să fie aici. Poate nu ți-ar place, nu, să fie aici, să uite toți ceilalți la tine și să mai vezi și că protestează. N-am văzut pe nimeni până acum protestând, căscând. Dar, dragilor, vreau în această dimineață să vă subliniați lucrul ăsta. Rugați-vă, înflăcărați Duhul lui Hristos când se predică și veți vedea oameni aici la Amvon care vor fi transformați de puterea lui Dumnezeu. Dumneavoastră veți fi inspirați. Știți că existau oameni cu care mergeam în misiune, în Oltenia, în așa. Ne auto, că n-avea cine acolo, n-auzai niciun om. Ne auto-încurajam, dar nu intenționat. Dacă simțea omul ăla că-și cercetat eu și vorbeam înainte, să vezi după mine când predica el. Da? Pentru că, dragii mei, contează ca cei de lângă tine să fie și ei înflăcărați de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Uneori, cred că pe fiecare dintre noi de aici ne mai întreabă, cum de predici mai bine în altă parte? Nu vrem niciodată să predicăm mai bine în altă parte, niciodată, niciodată. Vrem doar să fim susținuți de dumneavoastră, știu, în timp ce predic eu acum, biserica se roagă lui Dumnezeu ca să-i dea cuvânt. N-aveam de gând să spun lucrurile astea, n-o spun din ranchiune. N-o spun datorită faptului că, nu știu, poate sunt așa resemnat, nu, ci doresc din toată inima ca ori de câte ori se predică Evanghelia, biserica Domnului să fie în clocot. Nu așteptați să vă băgăm noi în clocot cu vorbele noastre. Poate că nu vom reuși niciodată, dar îl știm pe Cel care ne străpunge inima, atât nouă celor cât care predicăm, cât și dumneavoastră. Domnul să ne străpungă la toți în această zi. Amin. Dragilor, suntem penticostali și uneori am ajuns să fim penticostali doar așa, când este convenabil să fim. Am ajuns să fim penticostali doar când ni se pare onorabil, poate din punct de vedere social, să fim penticostali. Și asta înseamnă să ai un penticostalism cu jumătate de normă. Deja cuvântul part-time este consacrat și în România și când zicem part-time știm că ne referim la jumătate de normă. Am ajuns uneori să avem un fel de penticostalism din acesta part-time. Știți cum vine să ai un penticostalism din ăsta part-time? După cum este cafeaua fără cofeină pentru consumatorul ăla înrăit. Adică, așa este și penticostalismul part-time. Adică, uite, o cafea fără cofeină nu-i va da celui care este dependent de cafea, nu-i va crește pulsul, nu-l va ține treaz, nu-i va aduce niciun fel de energie. Exact așa este creștinul fără penticostalismul acela în care lucrează flacăra de la Rusalii. Ne va arăta pe toți un astfel de penticostalism ca niște unii care întotdeauna suntem veniți de la schimbul 3. Dragilor, credeți, uneori așa suntem și duminică dimineața, și după masa, și joia, dacă ar veni unul de afară, ia uită-te la oamenii ăștia, ce zici despre ei? Ați fost la schimbul 3? Uneori așa arătăm. Duhul este neputincios. Trupul este neputincios, dar Duhul este plin de râvnă. Încercăm noi cu clima, mai sus, mai jos, mai îndreptată, mai tare, mai pe parte, numai pe aia, cu ce avem aici, înțelegeți, venim cu tot felul de aparaturi, încercăm, ne mai punem microfoane, nu sunt împotriva lor, doar că mie mi-alunecă. Faceți ceva activitate. Dar noi rămânem aceiași oameni. Aceiași oameni. Nimic nu ne mai impactează. Pentru că lucrurile pe care le facem, noi trebuie să le facem, dar nu astea-s de impact. De impact trebuie să fie relația noastră cu Iisus Hristos. Timpul nostru de rugăciune permanentă. Dorința noastră înfocată de a nu mai demonstra nimic în lumea asta, ci doar de a ne sluji împăratul. Asta înseamnă să ai un penticostalism în care să fie prezentă flacăra de la cincizecime. Dacă observați, dragilor, viața lui Samson,
N-a fost întotdeauna o viață la fel de dedicată. Și există o problemă a penticostalismului. De fapt, există mai multe probleme ale penticostalismului part-time. Uitați-vă dumneavoastră, pentru penticostalismul part-time îi face pe creștini să ducă un stil de viață rebel. Penticostalismul part-time ne duce la un stil de viață rebel. În trei capitole din cartea din care am citit, îl vedem pe Samson cu trei femei diferite. Un stil de viață rebel. Iată, dacă vreți, una dintre capcanele puse penticostalilor part-time. Iau decizii bazate pe plăcere, nu pe principii. Știți cum? Ia-mă că îmi place. Măi, băiete, dar tu ești nazirel. Nu, dar îmi place tare. Eu fără asta nu rezist. Nu vedeți, nu mai pot mânca. Nu mai pot duce la servici. Nu-mi gat studiile. Eu fără asta nu pot. Mor. Și îi baci pe bieții părinți într-o fundătură din asta. De istorci, știi, ei te învață cum. Dar tu îi bagi acolo. Dacă și iese ăsta din minți. Ia-mă că hai la biserică. Dacă nu mi-o iei pe mine în veci, nu mă mai vezi la biserică. Și baci pe părinți în niște situații din astea cumplite. Asta înseamnă, dragilor, penticostalism part-time, adică cu jumătate de normă. Iei decizii bazate pe plăcere, nu pe principii. Iar când îți stabilești, în al doilea rând, principii, le stabilești mai degrabă din comoditate decât din convingere. Din comoditate. Așa, numai cum îmi place mie. Numai cum îmi place mie. Obișnuim uneori așa să ne uităm, știi, nu putem zice nimic, dar putem măcar să ne uităm așa când cineva mi-a luat locul ăla comod pe care am stat eu în biserică. Dacă am întârziat 5 minute, nu zic nimic, dar mă uit așa în timp ce urc gradenele că, știi? Deja ai început să nu suporți poșeta, nu știu cui, când o vezi, iar e ocupat. Poșeta ei, Biblia lui. Iar deja îi cunoști Biblia lui pusă și tot pe locul meu. Dragilor, când ajungem cu un astfel de penticostalism part-time, când ajungem la un moment dat la rebeliune, ajungem, dragilor, să luăm decizii din acestea care vin mai degrabă din plăcere, nu din principii. Și apoi alegem să avem principii, nu știu, gândite așa, din comoditate, nu din convingere. Nu că zice Biblia. Și atunci mă gândesc unde o putea fi Dumnezeu. Sau care e concepția noastră despre Dumnezeu. Dumnezeu a spus să nu faci asta pentru că ești un nazireu. Părinții l-au sfătuit, chiar așa ești după femei străine, nu găsești în țara lui Israel una care să ți se potrivească. Și el n-a ascultat. Penticostalii part-time duc un stil de viață plin de resentimente. Plin de resentimente. Ăștia care sunt așa, când cercetați, când nu. Evanghelizare, cercetați. Seară prelungită, cercetați. Stăruință, câte două săptămâni, cercetați. Adică, uneori sunt, uneori nu sunt. Nu mai știm, nici la aici, nici în alte părți, mă întreabă câte unul care vine. La voi când îți mai mulți, dimineața sau după masa? Abar n-am. Și nu mai știu nimic. De ce nu mai știu nimic? Când vă știam, dimineața, Domnule, mai puțin ca au animale. Acum nu mai au animale, nu mai știm să spunem. Cred că nici ei nu știu să spună. Și când te uiți la viața lui Samson, observ că el a trăit într-o stare constantă de furie. A reacționat violent la toate. Motivația lui principală a fost să se revanșeze. Nu să-și împlinească mandatul primit de la Dumnezeu. Este într-o stare continuă de furie. Nervos. Tot timpul cu dor din ăsta de răzbunare. Violent. Vrea să-și ia revanșa. Nu cumva suntem și noi așa. Aș tăcea, dar de data asta, dacă tac, mă consider așa mai slab de minte și știi celui fără minte răspundă, că nu cumva să creadă că e inteligent. Dar nu putem niciodată tăcea. De ce? Pentru că în noi mai există loc și de altceva. Nu doar de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu.
Uitați-vă, dragii mei, voi citi din trei locuri din capitolul 15, Cartea Judecător. Versetul 3, versetul 7 și versetul 11. Samson le-a zis, de data aceasta nu voi fi vinovat față de filisteni dacă le voi face rău. De ce a zis el așa? Pentru că el și-a luat soția care a vrut-o, o dat-o lui tatăsu, du-o acasă, o caut eu când o să mai am eu nevoie. Știi? Asta a însemnat, vedeți, comoditatea. Numai cum vrea el. Singurul lucru pe care se baza, că avea un păr bogat. Asta era singurul lui argument. În rest nu le interesa. Comoditate, ce convingere. Și ajunge să fie rebel și ajunge să fie plin de resentimente. Așa cum sunt oamenii care nu sunt plini de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Poate te plictisești acum. Tocmai de-aia te plictisești când zic eu. E adevărat că nu le zic nu știu cum. Nici eu. Dar te plictisești, dragul meu, pentru că nu ești acolo la înălțime, cum spuneam la început. De-aia să plictisesc oamenii la predică. Și uitați-vă, dragii mei, la un moment dat, tata zice, măi, am crezut că tu nu mai iubești dacă de atâta vreme n-ai mai venit. Și am dat-o, uite, tovarășului, prietenului tău, că ăsta are grijă de a se vece cu frumos să comportă. Când au auzit, o luat foc. Păi de asta îmi faceți voi mie. Vă nu știți cu cine v-a spus. Eu sunt Samson. Nu stai să vezi ce vă fac eu vouă acum. Și s-a dus, în loc să facă 300 de rugăciuni, că era mai ușor să faci, deși sunt multe 300 de rugăciuni, în loc să facă 300 de rugăciuni, se duce și prinde 300 de vulpi. Și le pune tăciunea, o să le legi coadă de coadă, știi? Și să le dai foc și să le trimiți prin grânele, prin lanurile filistenilor. Vai de mine, când au auzit filistenii, s-au dus acasă, la tata și la soția lui, Samson. Și ne zice cuvântul lui Dumnezeu așa, următorul verset, că am zis că sunt trei versete aici, versetul 7. Samson le-a zis, așa faceți, așa faceți. Nu voi înceta decât după ce mă voi răzbuna pe voi. De ce? Pentru că filistenii i-au pus foc atât tatălui socru, cât și soției lui. A treia ocazie este atunci când filistenii vin peste copiii lui Israel, le face rău, îi pune într-o situație rea pe copiii lui Israel. Ei stăpâneau peste copiii lui Israel. Și vin filistenii acolo și acum se duc copiii lui Israel la Samson să stea de vorbă cu el. Uite ce ne-ai făcut, cum ne-ai necăjit. Și în versetul 11 el le-a răspuns. Le-am făcut așa cum mi-au făcut și ei mie. Unde vedeți noțiunea de chemare din partea lui Dumnezeu aici? Știți, unul odată a mințit foarte urât, dar rău de tot, chiar de la amvon, lume multă. Și întreb frate, întreb că era frate păstor, dar cum ați putut minți așa? Știți ce mi-a zis? Păi, dacă a mințit, zice Samuel, atunci când s-a dus să aducă jertfă, am putut și eu să mint. Știam la ce face aluzie. Știți că Samuel a zis că se duce să aducă o jertfă și cu aceeași ocazie l-a uns pe David împărat. Dar Samuel n-a mințit nimic, pentru că el s-a dus să aducă și jertfă. Uneori ne găutăm motive prin Biblie așa ca să le sucim noi și să nu le spunem noi așa cum sunt. Și nu e bine deloc. Nu e bine deloc. Dragilor, de trei ori într-un capitol Samson a spus, voi compensa ceea ce mi-au făcut ei. Și scuza lui era una singură. Ei m-au rănit întâi. Nu cumva e și asta scuza ta? El s-a luat de mine. El m-a făcut baptist, poate v-a mai zis treaba asta cu doi care s-au cercetat. Dar ce ți-a făcut frate? Ce ți-a zis așa? M-a făcut baptist. Adică nu vorbește în alt. M-a făcut baptist. El m-a făcut prima dată baptist. Și apoi m-am tulburat și eu, știi că dacă zici că te-ai tulburat, nu-i păcat. Cum adică? Tu să fii așa, culoarea, că ți-a dat-o Dumnezeu și odată să vii roșu, galben, albastru, ca tricolorul, trec toate stările pe tine de te învinățești. Eu nu. N-aveam de gând să vă spun asta, dar am pățit-o recent. Într-un oraș, într-un alt județ, am mers la evangelizare, beniștie, o și el acolo, după mine. Și oamenii de pe acolo, că mă cunosc, merg de multă vreme la evangelizare și am fost în ambele biserici. În ambele biserici am fost. Și
Am întrebat când am fost anul ăsta la evangelizare, că mi-au zis că mai este o biserică, să mergi și acolo, te duci. Zice, da, frate, e o biserică de romi. Am cunoscuți, nu spun păstori, cunoscuți de acolo, că mă cunosc, am mai mulți prieteni. Mai mă duc odată, da, biserica aici mai sus de fraz rom. Când mă duc acolo, la amvon, sticlă de apă, Coca-Cola, am zis, da, e și Coca-Cola, înseamnă că aveau dreptate. Am judecat și eu puțin, mă uit în sală, ce am văzut. Așa, și am început să încurajez oamenii. Și am zis, într-o biserică de rom, dacă cineva se simte mai special, nu-i după voia lui Dumnezeu. Că Iisus nu e așa. Și deși am zis treaba asta, i-am jignit pe oameni. Așa s-au simțit ei jigniți. Când se ies afară, eu am predicat, n-am știut ce se întâmplă. Mai un pic să mă bată, știți? Înțeles că nu mi-a fost frică. Frate, așa, noi nu suntem așa, noi nu suntem, ok, nu sunteți. Doi băieți ori trecut pe acolo, mă, voi ce sunteți? Le era frică să spună. Unul de colo zice la un moment dat, frate, nu vă faceți probleme, aici sunteți în siguranță. E toată lumea acolo mă înghesuia, nici o problemă, doar n-aveți de gând să mă prigoniți acum. Nu, noi nu suntem rom. Ok, rom nu sunteți, dar pocăiți sunteți. Aici e problema. Pocăiți sunteți. Că aia ziceți că nu sunteți. Și dacă voi vreți să vă cred, vă cred. Știți, ideea este de a compensa întotdeauna. Nu-i rămânem noi dator. Să nu-i rămânem noi dator lui nu știu cine. Dragilor, știți ce am observat? Că noi mai mult reacționăm în loc să acționăm. Noi reacționăm în loc să acționăm. Dacă am acționa, am împlinit voia lui Dumnezeu. Și resentimentul ne autodistruge. Și nu poți să ții ranchiune și să urmezi voia lui Dumnezeu. Pentecostalismul part-time îi duce pe creștin la nepăsare. Așa că pentecostalii part-time sunt nepăsători. Nepăsători cu banii, nepăsători cu vorbele, nepăsători cu timpul, cu angajamentele, cu afecțiunile. Foarte nepăsători. Samson și-a compromis continuu angajamentul față de Dumnezeu și față de statutul de nazireu. S-a jucat cu ispita. Iar uite ce fac nepăsătorii. Nepăsătorii, în primul rând, înlocuiesc prioritățile cu posibilitățile. Prioritatea era aceea de a fi un nazireu, un om pe care națiunea lui Israel să se bazeze, să-i judece cu dreptate și când este nevoie, să folosească și mușchiul. Dar nu! Nepăsătorul Samson vede posibilitățile. Păi la fizicul meu, păi la părul meu, ce posibilități, păi la trecerea pe care o am eu. Ei, numai Miron Cosma mai era așa, la părul meu. Eu sunt îngerul, alhanghelul Huilei, sau cum, ce a ajuns el. Uitați-vă, dragii mei, uitați-vă la Samson. El vede că are o posibilități, oportunități. Și uită de prioritățile pe care trebuie să le aibă în viață. Și, Doamne, cât am văzut din ăștia. Ajung într-un mediu mai nu știu cum și pentru a fi aprobați și acceptați, stau în jurul focului acolo în curtea marelui preot, ăia zic bancuri. Zâmbesc și ei. Și după aceea știi, nu-i suficient, că anturajul își cere mai mult. Bă, zâne și tu un banc. Atunci trebuie să te bași pe internet, să citești bancul, să te uiți la toți, am să zic cum, care sunt cu bancuri, cu din astea. Posibilități în loc de priorități. Ei, în locul priorităților, pun posibilitățile. Apoi, în loc de puterea lui Dumnezeu, pune personalitatea lor. N-ați văzut? E, cum să rezolvăm problema asta, frate? Nu mai știm, nu-i cazul, da? Așa. De-a lungul anilor am întâlnit situații. Cum să mai rezolvăm problema cu tineretul? Vine un... Eu zic să postim, să ne rugăm. Asta nu-i, mă, vină cu soluții. Cum să rezolvăm problema corului sau a fanfarei? Hai să ne rugăm, să postim când ne întâlnim, să mai avem așa și niște rugăciuni înainte, înflăcărate, până când ne cercetează Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Mai poți după aia să faci ce nu trebuie? Poți după aia să fii ambițios? Nu, că ai ajuns acolo, unde ajunge vulturul. Hai mă, lasă cu din astea, vii tu acum așa, adune soluții ceva.
Tu nu vezi că ăla e nervant, tu nu vezi că ăla nu știu ce, tu nu vezi că ăla falsează și... Da, e adevărat, și lucrurile astea trebuie rezolvate. Doar după ce, cum zice englezul în Psalmul 23, ești overflows. După ce Duhul Sfânt al lui Dumnezeu te-a inundat și curge bunătatea și harul lui Dumnezeu în viața ta. Doar atunci. Înlocuiesc nepăsătorii alegerea cu aprobarea din partea oamenilor, a lumii. Tu ai o alegere și în loc de ea pui aprobare. Degeaba am eu alegere, m-a ales Dumnezeu. Ce dacă m-a ales Dumnezeu pe mine să fiu predicator? Dar nu se poate să fiu și în partid. Se poate să fiu ceva și pe acolo, pe stai un pic. Eu-s mare numai la mine în biserică, dacă-s mare. Adică stau pe prima, a doua, al doilea rând. Și câteodată, așa cum ne vine rândul aici. Dar eu vreau să fiu așa și când ies acolo, cu domn primar, cu consilie. Vreau să fiu și acolo pe primul rând, că mă simt așa înghesuit. Domnule, eu-s prea înghesuit, la cât eu de mare, sunt prea înghesuit pentru o biserică. Vreau ceva așa, care să expandeze. Și în loc de puterea lui Dumnezeu, punem personalitatea noastră. Cum să iasă bine, oameni? Cum să ajungem la ceva frumos? În Judecător, zice cuvântul lui Dumnezeu, în capitolul 16, cu 16 a trecut timpul repede, să mă apropiu cât pot de repede de încheiere, zice așa cuvântul lui Dumnezeu, fiindcă el îl necăja și îl chinuia, fiindcă ea îl necăja și îl chinuia în fiecare zi cu stăruințele ei, sufletul i s-a umplut de o neliniște de moarte. Știți? Era lipsa asta de aprobare. Și apoi, versetul 17, și-a deschis toată inima față de ea și a zis, briciul n-a trecut peste capul meu pentru că sunt închinat Domnului. Și apoi vine alt verset, versetul 19, ea l-a adormit pe genunchii ei. Da, am primit aprobare, aceea am vrut să ajung. Înțelegeți? Cum, dragilor, în loc de voia lui Dumnezeu, noi punem, dragilor, aprobarea din partea lumii mai importantă, că știi, nu mai suntem după principiul ăla, că dacă 1000 de oameni se uită urât la tine, dar Dumnezeu zâmbește, e în regulă. Noi, la noi e invers. Degeaba îmi zâmbește Dumnezeu dacă 1000 de oameni se uită urât la mine. Și atunci suntem dornici de aprobare. Dragii mei, vreau să vă spun că în tabăra filistenilor, pierderile ar fi fost la fel de mari și dacă Samson și-ar fi urmat chemarea. Dar el a ales să moară pentru cauza lui, nu pentru chemarea lui. Tu vrei să mor împreună cu cei care te-a supărat? Cam asta se întâmplă. Se pare că nu, dar asta e în realitate, știi? El o tras de stâl și a murit împreună cu cei care i-au făcut rău. Acum, tu vrei să mori împreună cu cei care ți-au făcut rău? Asta nu se numește chemare, asta se numește o cauză personală pe care o ai tu. 2 Petru zice așa, capitolul 1 cu versetul 10. De aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea voastră. Uite că putem să ne întărim chemarea. Dragilor, cum putem face? Rugându-L pe Dumnezeu să trimită foc în penticostalismul nostru. Moise a chemat foc, Ilie a chemat foc, Elisei a făcut și el un foc cu uneltele și Ioan Botezătorul a strigat așa, veți fi botezați cu Duhul Sfânt, dar nu numai cu Duhul Sfânt, și cu foc. Și numai cu foc avem șansă. Aduți aminte de profeții din Vechiul Testament. Nu au fost așteptați niciodată. Așteptăm să ajungă fratele proroc. Nu au fost niciodată anunțați. Nu au fost niciodată introduși. Ei tocmai au sosit. Nu vreți să lucreze Dumnezeu așa în viețile dumneavoastră? Ei tocmai au sosit. Mi-aduc aminte, era anul 2010. Eram în curtea școlii de misiune aici la Timecșan. Nu dormisem de 2-3 săptămâni. Eram într-o stare cumplită, operat la inimă, dar fără șansă de izbândă. Eram, dragilor, într-o situație că plângeam fără să plâng. Îmi curgeau lacrimile. Mă scoteau la soare, stăteam acolo cu un pulover de lână. Era soare, luna mai, luna iunie și nu puteam să mă încălzesc. Până când, dragii mei, într-o zi a venit din America un frate român, păstor proroc, trimis de undeva, dintr-un alt județ în România, a ajuns tocmai la mine, te duci acolo, că acolo trebuie să ajungi așa. Dragilor, după ce omul ăla tânăr a venit la mine, vreau să vă spun, eu care le abandonasem și care toate rămăseseră baltă, am ajuns să iau un al doilea serviciu, eram profesor la mai multe școli, acolo unde am zis că Dumnezeu nu mai poate scoate de acolo niciodată.
Am început două proiecte cu un mare consum de energie. Mi-am reluat și mi-am finalizat studiile post-universitare care erau acolo, baltă toate. Eram o rachetă în comparație cu acum. Eram o rachetă, de ce? Trimisul tocmai sosise. Apoi, dragilor, în anul 2001, să vă spun, fiind la o stăruință cu un ochi operat care mi-ardea în cap de câteva luni, după două operații grele, fiind într-o situație financiară foarte grea, trebuia să evacuăm casa în zilele următoare. Iar în curtea bisericii, în acea seară, stătea o soră din Elveția. Nu știu nici în ziua de astăzi cum o cheamă, dar știu că a venit cu o parte din banii pentru rezolvarea problemei mele. Fratele Haniș Matei încă trăiește. El era lângă ea în curte, în acea iarnă. Dragilor, a fost acea zi cea mai grea zi din viața mea, poate din punct de vedere familial, din punct de vedere financiar, dar lucrurile s-au rezolvat. De ce? Pentru că trimisul tocmai sosise. Uitați-vă la Ioan Botezătorul, după 400 de ani de întuneric, nu s-a mai auzit, așa vorbește Domnul. Se ridică un om care timp de 6 luni lucrează pentru slava lui Dumnezeu și ce n-a putut să facă o știre de preoți și de cărturari, face el în câteva luni de zile. De ce? Dragilor, Israelul acesta a ajuns să fie o națiune care s-a pierdut în ceremonie, în sacrificiu și în religie. Oare și noi suntem așa? Dar de ce, dragii mei, armata de preoți n-a reușit și a reușit Ioan Botezătorul? Pentru că el era modelat de Duhul Sfânt, îndelung modelat de Duhul Sfânt. Era, dacă vreți, plin de Duhul Sfânt, era aprins de Duhul Sfânt. În ochii lui vedeai lumina lui Hristos, în glasul lui vedeai autoritatea lui Dumnezeu și în sufletul lui vedeai pasiunea pentru lucrarea lui Dumnezeu. Dragilor, cu adevărat, Ioan Botezătorul n-a făcut nicio minune, n-a înviat niciun mort în sensul ăsta. Dar a reușit să învie și să pregătească o națiune pentru Hristos. Și cu tine, Dumnezeu din cer, poate să facă ceva. Ferește-te de penticostalismul part-time și trăiește plin de Duhul Sfânt și Domnul să te ajute. Amin.